Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm deplasările cu pași adăugați, paschet. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderență a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5 a programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și dute, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză, basketball, basket coș, ball, minge. Minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecare echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Deplasarea în teren poate fi în atac, alergare uniform accelerată, alergare de viteză, schimbări de direcție, fente de pornire și în apărare, alergare uniformă accelerată, alergare de viteză, schimbări de direcție, alergare cu spatele, cu pași adăugați. Deplasarea cu pași adăugați. Se poate realiza înainte lateral oblic și permite apropierea cu prudență de un adversar care este în posesia mingii. Utilizare tactică. Se folosește în acțiunile de marcaj, în urmărirea adversarului care se deplasează, și pentru obținerea unui plasament bun în apărare. Mecanismul tehnic. Din poziția fundamentală, joasă sau medie, elevul pornește cu piciorul din direcția deplasării. Contactul cu solul se face cu toată talpa, iar piciorul care se deplasează al doilea nu trece peste cel care s-a deplasat primul. Pas încrucișat. În cazul deplasării înapoi, Piciorul din urmă, cel cu care se începe deplasarea, se deplasează pe vârf și apoi se așează pe toată talpa. Brațele se pot deplasa lateral, în sus sau în jos, sau unul oblic în sus, celălalt oblic în jos, cu scopul de a-l deruta pe adversar și de a-i împiedica vizibilitatea în pasare sau aruncarea la coș. Indicații metodice. După însușirea mecanismului de bază, deplasarea cu pași adăugați se va exersa concomitent cu poziția fundamentală. Metodica învățării. Structurile de exerciții vor urmări găsirea poziției optime pentru stabilirea bazei de susținere și a echilibrului corpului. Deplasare cu pași adăugați înainte, lateral, înapoi, individual. Deplasare cu pași adăugați la oprire semnal în poziție fundamentală cu tălpile la același nivel sau un picior în față. Deplasare cu pași adăugați cu mișcarea brațelor concomitent sau, alternativ, individual, aceleași structuri de exerciții executate în oglindă cu fața la profesor. Pe perechi, deplasări în oglindă, intercalate cu sărituri și opriri în poziție fundamentală. Greșeli frecvente. Încrucișarea picioarelor și trecerea greutății corpului pe un singur picior de sprijin. Ridicarea centrului de greutate care determină dezechilibrări. Se execută sărituri în timpul deplasării, elevul realizând un balans vertical sau lateral. Se ridică picioarele de pe sol în loc ca deplasarea să se facă prin alunecare. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, întrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.